Bună, sunt Alin de la semințegazon.ro. Aici ne aflăm într-un alt cadru, la noi în studio. Sperăm pe parcursul anului să facem și sesiuni de YouTube Live unde ne puteți pune întrebări. În acest tutorial am să vă prezint noul nostru site. Am lucrat în această iarnă pe el, în special pe partea de blog, ca să găsiți mai ușor informația. Acum, după 2 ani de zile cu site-ul vechi, am acumulat experiență, am văzut cum navigați dumneavoastră pe site-ul de internet și l-am îmbunătățit ca să găsiți dumneavoastră mai ușor informația și am să prezint acum, să zic așa, principalele lucruri, secțiunea de magazin, secțiunea de sfaturi tehnice și partea de calendar. Dacă vă place ce facem, apăsați butonul de like, abonați-vă dacă n-ați făcut-o până acum și nu uitați și de butonul de notificări. În comentarii lăsați-ne un feedback referitor la noul nostru site. Am să încep cu partea de magazin. Avem aici categoriile la însămânțare gazon. Fie că doriți să însămânțați gazon, fie că doriți să supra-însămânțați, aici veți găsi semințele. De exemplu, să luăm Royal Blue. Aveți aici un grafic cu principalele caracteristici la specificații, suprafața acoperită. Acolo aveți doza de semințe pe care să o folosiți la însămânțare sau supra-însămânțare. Apoi, la compoziție găsiți speciile de iarbă care sunt conținute în mixurile de semințe. La informații suplimentare găsiți o descriere a gazonului, cum arată, unde îl recomandăm noi, la ce curți, da? În funcție de gradul de umbrire care îi în curte, în funcție de gradul de trafic care e acolo. La însămânțare aveți acolo un link cu ghidul pentru însămânțare. O să discutăm un pic mai încolo despre el. Apoi, aveți la tabul întreținere. Ce înseamnă întreținerea pentru gazonul respectiv? Da? La ce să vă așteptați ca și nivel de întreținere? Începe cu tunderea, cu irigarea, cu întreținerea trimestrială, sau ce înseamnă întreținerea săptămânală, ce înseamnă întreținerea trimestrială. Așa, ce dacă dați pe aici la vezi produs, aveți, vezi galerie, poze cu gazonul, da? Aici, de exemplu, avem Royal Blue semănat, poza e după 42 de la semănare, semănarea a făcut-o parcă undeva pe la sfârșitul lunii aprilie. Așa, și mai aveți încă videoclip. E un videoclip în care apare mixul de semințe respectiv. În cazul acesta e Royal Blue. Vedeți, e o curte cu soare, cu umbră, iarba se prezintă bine. Aici are, cred că e făcută după probabil 6 luni de la semănare, poate în anul următor, nu mi-aduc aminte. Dar în orice caz, vedeți, arată frumos. Apoi, legat de semințe, ce înseamnă întreținerea lui și în ce curți recomandăm mixul respectiv. Apoi, la îngrășămintele la semănare, găsiți îngrășămintele care să le folosiți la semănare sau supra-însămânțare cu specificațiile lor. În special, doza să o urmăriți, 2,5-3 kg în cazul îngrășământului Pro Start. Da? Aveți apoi compoziția, ce conține el, ce beneficii, da? Și aveți tabul aplicare. Neapărat să-l citiți exact, respectați ce apare acolo. Tot la magazin avem îngrășăminte pentru întreținere. Aici avem îngrășămintele brandului Botos, Soy Life, mulți dintre dumneavoastră l-ați folosit și ați fost foarte mulțumit. La fiecare îngrășământ aveți beneficii, specificații, ce doză de aplicare, da? Cam cât are durată efectul îngrășământului. De exemplu, avem aici la Soy Life o perioadă între 8 și 10 săptămâni la doza de 3 kg pe 100 de metri pătrați. Dacă o să aplicați 3,5 kg, veți avea poate 10, poate 11 săptămâni. Dacă aplicați 2,5 kg, veți avea o durată de undeva de 8 săptămâni. Vedeți, perioada de aplicare la îngrășământul Soy Life All Season. Beneficii și iarăși avem și aici la îngrășăminte tabul aplicare. Exact cum aplicați.
Vă citesc pe scurt, preferabil pe gazon uzvântat, după tundere, 2,5-3,5 kg pe 100 de metri pătrați și irigare după aplicare. Se pot folosi fără restricție îngrășăminte foliare bogate în azot, Aerogreen, Fox NK, în zilele următoare după aplicare. Da? Deci la tabula aplicare aveți toate detaliile cum să îl aplicați. Tot ce aveți ca și informație pe acest site e scris de mine. Îi după ce am testat produsele, le-am utilizat eu în diferite perioade ale anului, inclusiv partea de blog, aveți de sfaturi tehnice, aveți încredere în informația care e acolo. Pentru că e scrisă de mine, e scrisă de cineva care, să zic, știe ce face. Avem apoi, tot la secțiunea de magazin, îngrășămintele Zeotech Finest Fertilizer, îngrășăminte care conțin și zeolit. Avem îngrășămintele Mini Ready și Spring and Summer cu granulație foarte fină. Sunt îngrășăminte super profesionale, da? Și îngrășămintele care l-ați mai utilizat, Action Vigor Plus. Ce îi? Încă o dată vă atrag atenția. Citiți acea scurtă descriere la fiecare îngrășământ și modul de aplicare. Avem apoi îngrășămintele foliare, la fel, insist, citiți, vă rog, tabul aplicare. Avem apoi prevenirea bolilor, produsul nostru FOSMG și amendamente pentru sol. Amendamentele pentru sol le puteți folosi fie la semănare, fie pe parcursul anului ca să îmbunătățiți structura fizico-chimică a solului. Ajută foarte mult pe partea de drenaj. Cu secțiunea de magazin, cam asta ar fi, nu vreau să insist pe ea, după cum vedeți și la noi în meniu, în special am pus accent pe blog, pe partea de sfaturi tehnice și partea de calendar. Trecem acum la secțiunea de sfaturi tehnice. Sper că am îmbunătățit mult partea de blog față de site-ul anterior și urmează ca în perioada următoare să îmbunătățim. Voi începe cu ghidul general. Aici găsiți toate operațiile pentru întreținerea gazonului. Dacă respectați ce e aici, orice gazon, că e cu trafic, că fie ce o fi, ce îi să aibă 2-3 ore de soare, da? Dacă respectați ce e aici, o să aveți un gazon, pot să zic că cel puțin 10 luni pe an va fi verde. E împărțit în operații săptămânale, ce aveți de făcut, săptămânal înseamnă tunsul și irigatul, trimestriale, fertilizarea și scarificare. Îți date exemple, vedeți aici, de exemplu, la tundere, ce greșeli să nu faceți, acel test cu caserole explicat, referitor la irigare, aveți informații. Nu vă ia un articol care apare pe pagina de blog, în general nu vă ia mai mult de 5 minute, 6 minute, adică mai puțin poate decât vă ia un articol de fake news să-l citiți. Da? Și cum am mai zis-o de mai multe ori, acordați, dacă când ați achiziționat un frigider, v-ați interesat de el poate o oră sau o după masă și pentru gazonul de oasă dați un pic de timp să citiți. Vă spun, în 2 ore, la noi pe site, pe partea de sfaturi tehnice, vă transformați gazonul incredibil de mult. Nu e neapărat cât, da, să folosiți îngrășăminte, că e necesar să folosiți îngrășăminte, dar și partea de întreținere care trebuie să o faceți de oasă, să o faceți bine. Apoi, pentru însămânțare, da? Acum, probabil, mulți dintre dumneavoastră ați însămânțați. Vă rog, dați un share la cunoscuții dumneavoastră care știți că s-au mutat, sau urmează să se mute, doresc să semene gazon, să se uite peste acest ghid. Ghidul cuprinde alegerea mixului de semințe în funcție de curtea care o aveți. Apoi, cei care nu ați avut niciodată legătură cu gazonul, aveți acest articol cu ce se presupune întreținerea unui gazon, ca să aveți o idee ce înseamnă întreținerea unui gazon înainte să semănați. Da? Să vedeți, poate alegeți betonul în rocul gazonului. Apoi avem ghidul complet pentru sămânțarea gazonului. Da? Am pus aici toate etapele foarte structurate ca să le urmați. Și am mai pus aici de ce este necesară acea etapă. Ia aici vă explic riscurile și ce o fi care le eliminați dacă parcurgeți și respectați acea etapă. La însămânțare gazon găsiți încă diferite articole, de exemplu
pregătirea solului și îndepărtarea vegetației, curți unde trebuie adusă umplutură, la ce să fiți atenți, apoi urmează efectiv semănarea. Aici, deci, ghidul general de însămânțarea gazonului l-am împărțit apoi în etape mai scurte. Nu trebuie să memorați nimic ce e la noi pe site. Site-ul e online, puteți reveni asupra lui de fiecare dată. Apoi, la semănare mai vine tăvălugirea, irigarea, primele tunderi, dacă, de exemplu, aveți o răsărire mai slabă, ce trebuie să faceți. Secțiunea legată de tunderea gazonului, aici înălțimea recomandată de tundere, mituri legate de tundere, de exemplu că tundem foarte scump gazonul, scăpăm de bureni, nu e 100% adevărat. Un pic despre mașinile de tuns gazon, avem apoi irigarea gazonului, avem aici la irigarea gazonului, irigarea corectă a gazonului cu argumente, da? Deci acolo apare de ce să-l irigați sau cum să-l irigați, cum vă sfătuim noi și care e argumentul pentru acel lucru, da? Apoi câteva articole tot așa legate de irigat, cum setăm timpii, despre mușchi, ciuperci, bureți care apar în special datorită irigării incorrecte. Apoi la scarificarea de întreținere aveți un ghid complet cum se face scarificarea, câteva sfaturi de care să țineți cont când scarificați, ce beneficii aduce scarificarea gazonului. Apoi avem secțiunea de fertilizare, da? Aici e legat de îngrășămintele care le comercializăm noi. De exemplu, un articol, indicii că gazonul duce lipsă de nutrienți, îngrășăminte all season pentru gazon, beneficiile utilizării îngrășămintelor lichide, îngrășăminte pentru că suntem în primăvară, deocamdată avem adăugate doar îngrășămintele pentru primăvară. Vedeți începutul primăverii, prima aplicare de îngrășământ solid, sfârșitul primăverii, a doua aplicare de îngrășământ solid. Transămânțarea gazonului cu toate etapele. Pentru cei care aveți deja gazon de un an, de 2 ani de zile, probabil ar fi nevoie să faceți o supra-însămânțare. Uitați-vă, vedeți, avem aici pașii pentru sămânțare foarte pe scurt și apoi avem un ghid cu detalii mai complete. Acolo aveți video, aveți poze, apoi top dressing-ul. Da, când se face supra-însămânțarea, e bine să faceți și top dressing. Câteva articole foarte interesante cu informații foarte, foarte bune. În general, cum v-am zis, o oră jumate, două petrecută pe secțiunea de blog o să vă schimbe mult în bine gazonul. Avem apoi secțiunea de calendar, aici puteți, deocamdată introdusă doar pentru partea de primăvară, aveți cum tundeți, cum irigați primăvara, fertilizarea gazonului primăvara, cu exemple de îngrășăminte, perioada când să le aplicați, ce trebuie să faceți înainte, ce trebuie să faceți după fertilizare, informații legate de scarificarea și supra-însămânțarea gazonului. Vedeți cu poze, poze înainte, poze după și aici așa vedeți ce mare transformare, dar mai ales aici, vedeți de la buruiană la un gazon și asta între pozele acestea e undeva cam 7 săptămâni în toamnă, în toamna anului trecut. Sper că v-a plăcut prezentarea site-ului nostru, lăsați-ne părerea dumneavoastră în comentarii, dați-ne și un like și... Cam atât de data asta, Alin de la Semințe Gazon, vă salut! La revedere!